Dragi prieteni, vă spun un bun venit la un nou episod Apologia. Numele meu este Andrei Cruitoru și în acest clip aș dori să vă aduc în atenție un clip postat de fratele Florin Ianovici numit Ai încredere în Dumnezeu, care de fapt vorbește mai mult despre încrederea lui Dumnezeu în oameni. Un clip care a devenit în scurtă vreme analizat, comentat de anumiți frați și consider clipul acesta de deosebită importanță pentru că arată într-un fel concepția largă a multor oameni despre Dumnezeu și felul în care Dumnezeu se raportează la noi. Voi invita să ascultăm câteva afirmații și apoi să le analizăm în lumina Sfintei Scripturii. Și acum ascultați ce vă spune Domnul. Dar eu pot să am încredere în voi. Știi când ai parte de favorul lui Dumnezeu? Știi când ai parte de harul lui Dumnezeu? Știi când ai parte de mila lui Dumnezeu? Vă rog să auziți ce vă spun acum. Știi când ai parte de favorul lui Dumnezeu? Când Dumnezeu se poate încrede în tine. S-a uitat Dumnezeu la Daniel și a zis: eu pot să mă încred în Daniel. S-a uitat Dumnezeu la Iosif și a zis: mă pot încrede în Iosif. Pentru că Daniel a zis: da, mă încred în Dumnezeu, dar și Dumnezeu poate să aibă încredere în mine. Acum fratele Ianovici a dat un răspuns la seria de critici, de comentarii care s-au făcut pe marginea acestui scurt clip și eu personal am primit în privat de la dumnealui răspunsul lui și aș dori să analizez puțin răspunsul lui, dar și afirmațiile din acest clip. Fratele răspunde: după cum vedeți, sunt conștient de vremurile pe care le trăim, de faptul că transpirația în ogoră este înlocuită cu tastatura zeflemitoare și disprețul rezultat din conturul sufletesc minimal al unora. Deci, unii dintre cei care au comentat, spune dumnealui, au o tastatură zeflemitoare și un dispreț rezultat din conturul sufletesc minimal al unora. Asta e descrierea pe care dumnealui o face celor care au comentat legat de clipul dumnealui. Dumnealui face o comparație între cei care se ostenesc și transpiră pe ogor și cei care stau în spatele tastaturii. Dar oare faptul că eu am un dar de a merge în ogorul Evangheliei, faptul că Dumnezeu mi-a dat o măsură a credinței, faptul că Dumnezeu mi-a dat dar de evanghelist, faptul că Dumnezeu îmi dă oportunități, faptul că Dumnezeu mi-a dat un dar de învățător, îmi dă mie dreptul să judec pe ceilalți după măsura darului meu, să judec pe ceilalți care nu au darul ăsta? Absurd! N-ai putea judeca urechea pentru că nu poate să facă ce face nasul. Deci, în sine, ideea de a compara pe cei care stau la tastatură cu cei care merg pe ogorul Evangheliei este greșită. Pentru că Dumnezeu este suveran în oferta darurilor și nu poți să judeci pe omul respectiv, cel mult poți să-l judeci pe Dumnezeu. Pentru că nu i-a dat darul de evanghelist cum ți l-a dat ție. Dacă ar fi existat în trupul lui Hristos o uniformitate a darurilor, atunci da, ai putea să-l judeci pe unul sau pe altul că nu și-a folosit suficient darul. Dar Dumnezeu nu dă în aceeași măsură darurile. Premiza la care se pornește este o premiză comunistă. Dumnezeu nu dă daruri în același fel. Dumnezeu dă daruri diferite. Deci nu poți să judeci pe cei care au scris sau atastat anumite comentarii doar pentru faptul că ei n-au făcut evangelizare cum ați făcut dumneavoastră. În al doilea rând, oportunitățile de a evangeliza și măsura darului de evanghelist, ca și măsura oricărui alt dar, depinde de ceea ce Dumnezeu a dat. Da? După măsura credinței dată de Dumnezeu. Dumnezeu a dat o măsură fiecăruia. Nu poți să judeci pe cineva că s-a transpirat mai mult în evangelizare sau mai puțin în comparație cu altcineva care a făcut mai mult sau mai puțin. Asta depinde de Dumnezeu. Dumnezeu este acela care deschide oportunități, Dumnezeu este acela care dă darul, Dumnezeu este acela care dă măsura de credință și măsura darului fiecăruia. Eu nu pot să judec pe cineva în funcție de ceea ce fac eu. Ăsta este un mod perfid, un mod parșiv de a rezolva o problemă doctrinară. A te duce și să spui: oh, stai să văd, ce-a făcut ăsta în domeniul cutare? Poate nu are dar în domeniul cutare, poate nu este pregătit în domeniul cutare, poate nu are oportunități sau poate nu are măsura darului pe care o ai tu. În al treilea rând, nu ai de unde să știi dacă cei care sunt în ogor, în evangelizare, nu sunt dintre aceia care și comentează pe internet și care au făcut o analiză la clipul ăsta. Și au fost frați, fratele Daniel Brânzei, fratele Marius Cruceru și alți frați pe care îi cunosc și nu pretinde niciun fel că ei se asociază cu mine acum și că se asociază cu ceea ce spune eu în clipul ăsta. Deci sunt frați care și-au găsit timp să analizeze clipul acesta și care în același timp fac evangelizare, fac muncă pastorală, predică, cheltuie din timpul lor și așa mai departe pentru lucrarea de evangelizare. Așadar, ideea că cei care stau în spatele tastaturii sunt oameni care nu fac nimica este greșită. Eu știu cel puțin câțiva frați care sunt activi pe internet,
și care sunt foarte activi și în lucrarea de evangelizare pe stradă. Și l-aș întreba, frate Ianovici, dumneavoastră mergeți pe stradă de la om la om să vestiți Evanghelia? V-ați luat vreodată megafonul să stați în centrul Bucureștiului sau a Clujului sau a Brașovului și să vestiți Evanghelia? Este irelevant până la urma urmei, doar întreb, dar este irelevant până la urma urmei. Poate Dumnezeu nu va chema la lucrul acesta. Dar sunt frați care îs activi pe internet și care își fac și lucrul acesta, da? Deci nu toți sunt cu tastatura zeflemitoare și nu fac nimic în ogorul Evangheliei. Este necinstită abordarea, total necinstită și lipsită de onestitate. În al patrulea rând, la fel cum remarca unul dintre frați, faptul că cineva te corectează este o dovadă a dragostei. Dovada urii este nepăsarea. Ca cineva să te lase în prostia ta, să te lase în aberațiile tale, în ereziile tale și să nu-ți spună nimic. Asta este dovada urii. Dar au fost câțiva frați care au comentat, care au analizat afirmația și care au oferit un răspuns. Asta este o dovadă de dragoste. Înseamnă că în țara asta, când există atâta dezinteres față de voia lui Dumnezeu, față de învățătură, față de cuvânt, sunt oameni cărora le pasă ce să predică în biserică. Sunt oameni cărora le pasă de ceea ce spui. Și asta este un lucru bun, asta este un semn bun, nu este un semn rău. Da, sunt care critică într-un duh, deceartă într-un duh greșit. Sigur că sunt oameni aceștia. Sigur că sunt. Dar asta nu înseamnă că toți sunt așa. Acum, în al cincilea rând, chiar dacă ar fi toți oamenii din spatele tastaturii, oameni care n-au niciun interes pentru lucrarea lui Dumnezeu, ci numai stau și comentează legat de ce fac și de ce spun alții, asta nu justifică afirmația. Afirmația că Dumnezeu are încredere în oameni. Asta nu arată că afirmația aia este corectă. Deci faptul că eu mă duc în evangelizare și mă spetesc în evangelizare nu înseamnă că afirmațiile pe care eu le spun sunt adevărate, sunt corecte din punct de vedere doctrinar. Nu! Este posibil, ceea ce se întâmplă de multe ori, ceea ce este și adevărat în cazul fratelui Florin Ianovici cu clipul acesta, oameni care fac evangelizare, care se strofoacă în câmpul Evangheliei, sunt oameni care fac afirmații doctrinare eronate și ele trebuie corectate. Deci în niciun fel străduința mea, sudoarea mea cursă în câmpul Evangheliei nu justifică afirmațiile mele eronate și nu le face adevărate doar pentru că eu mă străduiesc într-un anumit domeniu sau altul. În al șaselea rând, nu este suficient să faci evangelizare. Nu este suficient să faci evangelizare. Cumva asta ar trebui să-ți dea un cec în alb pentru a spune absolut orice și pentru a închide gura oricui și nimeni nu mai are voie să te analizeze, să te critique, să te cerceteze. De ce? Pentru că eu fac evangelizare. Eu aș spune deschis lucrul acesta, vi-l spun dumneavoastră, frate Florin Ianovici, dacă ascultați clipul acesta, din evangelizările pe care le-am observat că le faceți, cel puțin secțiunea aceea de chemări este total deplasată, total deraiată de la ceea ce vedem în Sfânta Scriptură. Scriptura a chemat oamenii la pocăință și la credință. Scriptura arată pe apostoli care au chemat oamenii și care au mărturisit lucrarea puternică a Duhului Sfânt, care a străpuns inimile, a luminat inimile, a deschis inimile, a transformat oamenii și n-a fost nevoie să pună niciun fel de presiune emoțională, niciun fel de lucrare din asta semi-sacramentală, semi-popească, în care păstorul sau evanghelistul se duce să-și pună mâine peste alții și să le comunice nu știu ce. Nu vedem asta în Noul Testament. Nu vedem asta în Noul Testament. Pocăința și credința au fost condițiile, iar Duhul Sfânt a lucrat ca să le producă. Da, faceți evangelizare, dar eu aș spune că nu este suficient să faceți evangelizare și că o parte din aceste evangelizări conțin erori grave, malpraxis, ceva ce nu am văzut nici la Domnul Iisus Hristos și nicăieri în Cartea Faptelor Apostolilor. Acum asta înseamnă că tot ceea ce faceți este greșit? Nu sub nicio formă. Dar asta este o dovadă a faptului că simplu fapt că faci evangelizare nu justifică absolut orice lucru pe care îl faci sau pe care îl spui. Acum, în ultimul rând, în Sfânta Scriptură nu vedem nicăieri că Dumnezeu ne-a spus să judecăm doctrinele oamenilor, să le analizăm, să le cercetăm, doar dacă am făcut suficientă evangelizare. Nicăieri nu vezi în Biblia așa ceva. Biblia nu spune, dacă ai făcut suficientă evangelizare, atunci poți să analizezi predicile sau afirmațiile fratelui Florin Ianovici. Până atunci, taci din gură. Biblia nu spune așa ceva. Asta este vocea șarpelui. Asta este vocea înșelătoare a șarpelui. Dumnezeu ne-a cerut să judecăm toate lucrurile. Dumnezeu ne-a cerut să cercetăm toate lucrurile. Ne-a cerut, ne-a poruncit să analizăm, să avem Duhul celor din Berea, să vedem dacă duhurile vin de la Dumnezeu, să vedem dacă doctrina este biblică. Și n-a spus să judecăm lucrul acesta în funcție de cât de multe evangelizare am făcut noi. Nu, ne-a spus să facem lucrul acesta după revelația cuvântului lui Dumnezeu. Dacă este revelat aici, atunci credem și noi. Dacă nu este revelat aici, atunci nu credem. Nu are niciun fel de relevanță în contextul acesta cine, cât, unde, cum a făcut evanghelizare. Este total irelevant. Este vorba despre niște afirmații doctrinare care sunt analizate în lumina cuvântului lui Dumnezeu și în lumina revelației. Despre asta este vorba. Cu siguranță Satana s-ar bucura de o asemenea practică.
Nu poți să analizezi pe cineva, nu poți să cercetezi pe cineva, decât dacă te-ai străduit suficient în evanghelizare. Biblia dă responsabilitate fiecărui credincios să judece, să cerceteze, să analizeze. Acum câteva cuvinte despre de ce Dumnezeu nu are încredere în om. În primul rând, Dumnezeu știe ce este noi. Apostolul Pavel spunea în Romani capitolul 7, vorbind despre sine, nu suntem de încredere. Dumneavoastră nu sunteți de încredere, frate Florin, eu nu sunt de încredere. Nu suntem de încredere. Asta o spune Apostolul Pavel, nu spun eu. Nu suntem de încredere pentru că nimic bun nu locuiește în noi. Trebuie să ai o doctrină foarte defectuoasă a depravării omului, a căderii omului în păcat, ca să spui că Dumnezeu are încredere în noi. În al doilea rând, dacă vorbim despre omul credincios, bineînțeles, tot ce este bun în noi, după ce suntem născuți din nou și Duhul Sfânt intră în viețile noastre, este de la Dumnezeu. Deci este irelevant să vorbești despre încrederea lui Dumnezeu în mine și în ceea ce Dumnezeu a făcut în mine. Este absolut irelevant. Biblia nu vorbește în felul acesta. Tot ce este bun în noi este de la Dumnezeu, este lucrat de Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie să se încreadă în noi. În al treilea rând, a spune că Dumnezeu se încrede în noi arată insuficiența lui Dumnezeu. Este un atac direct asupra doctrinei a tot suficienței lui Dumnezeu sau atributului a tot suficienței lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie să se încreadă în nimeni. Planurile lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, persoana lui Dumnezeu sunt aspecte suficiente pentru ca Dumnezeu să-și facă lucrarea și El nu are nevoie să se încreadă absolut în nimeni. Absolut în nimeni. A te încrede în cineva înseamnă a te baza pe cineva, a depinde de cineva. Dumnezeu nu are nevoie să se bazeze pe cineva. Nu are nevoie să depindă de cineva. El este acela care lucrează în oameni. El este acela care lucrează prin oameni. El își desăvârșește planurile prin oameni. În al patrulea rând, Biblia nicăieri nu spune că Dumnezeu are încredere în noi. Nu știu de unde puteți să aveți libertatea aceasta pentru a răsuci și a suci în felul acesta scripturile ca să spui Daniel a spus Dumnezeu are încredere în mine. Iosif a spus Dumnezeu are încredere în mine. Nu, n-a spus Daniel așa. Nici Iosif n-a spus așa. Am înțeles că e o figură de stil, dar n-au spus așa ceva. Dumnezeu n-a întrebat niciodată. Poți să am încredere în tine? Eu am încredere în cutare sau cutare. Dumnezeu n-a spus niciodată lucrul ăsta. Dumnezeu n-a spus niciodată lucrul ăsta. Biblia nu vorbește așa. Biblia vorbește invers. Noi depindem de Dumnezeu. Noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Sub nicio formă Dumnezeu nu trebuie să facă lucrul ăsta. Și nici n-are nevoie să-l facă. În al cincilea rând, Biblia ne arată deseori atunci când omul nu este credincios, atunci când omul este credincios, totuși el rămâne credincios. El rămâne credincios planurilor sale, el rămâne credincios promisiunilor sale. Ceea ce ne ține, temelia întregii existențe, temelia lucrării lui Dumnezeu, este credincioșia lui Dumnezeu, nu credincioșia noastră. Dacă Dumnezeu n-ar fi credincios față de noi, noi n-am fi niciodată credincioși. Niciodată, absolut niciodată. În temelia noului legământ stă această promisiune a lui Dumnezeu. Voi pune frica de mine în ei ca să nu se depărteze niciodată de mine. Deci Dumnezeu nu stă și-și freacă mâine și spune oh, stai să văd dacă pot să am încredere în omul ăsta. Nu, pentru că Dumnezeu face El o lucrare în noi care să asigure că lucrarea pe care El a hotărât să o facă prin noi se va duce la bun sfârșit. Deci Dumnezeu nu are nevoie. Nu are nevoie ca să aibă încredere în noi. Poate Dumnezeu avea încredere în Florin Ianovici? Nu. Poate Dumnezeu avea încredere în Andrei Curitoru? Nu. Poate Dumnezeu avea încredere în vreunul dintre noi? Nu. Ca să folosesc imaginea unui frate, suntem ca niște trestii ascuțite care am străpunge mâna fiecăruia care s-a rezemat pe noi. Și oricine este sincer cu el, mărturisește până la sfârșitul vieții, asta sunt. Sunt o trestie firavă ascuțită care străpunge mâna oricui se rează-mă de mine. Dar prin harul lui Dumnezeu perseverez. Prin harul lui Dumnezeu lucrez. Prin harul lui Dumnezeu voi merge până la capăt. Prin harul lui Dumnezeu, firav, neîndeminatic, așa cum sunt, Dumnezeu mă folosește pentru slava Lui și prin harul lui Dumnezeu voi fi sfințit și mântuit până la capăt. Ăsta este singurul lucru pe care îl putem mărturisi. Ideea asta că Dumnezeu poate avea încredere în tine este o idee luciferică. Este o mândrie dusă la paroxism. Mândria este înaintea căderii. Cu cât avem o părere mai proastă despre noi, cu atâta mai bine. Cu cât avem o părere mai bună despre ceea ce Dumnezeu face în noi, despre identitatea pe care El ne-a dat-o, despre lucrarea pe care El o face în noi, cu atâta mai bine. Nu trebuie să avem încredere în noi înșine. Nicăieri în Biblie nu ne se spune lucrul acesta. Ideea aceasta că Dumnezeu ne-ar proba într-un fel să vadă dacă suntem credibili și dacă poate avea încredere în noi și să se bazeze pe noi, ne propulsează direct în Vechiul Legământ. Unde Dumnezeu a dat legea, a făcut legământul cu poporul Israel tocmai ca să scoată la iveală depravarea omului, căderea omului, incapacitatea omului, neputința omului. Pentru asta au fost date. Nu așa lucrează Dumnezeu cu noi. Uite, îți spun condițiile astea înainte, împlinește-le să văd dacă poți să am încredere în tine. Nu, nu poate. S-a demonstrat sute de ani cu poporul Israel că atunci când Dumnezeu lucrează în felul ăsta cu noi,
Noi falimentăm întotdeauna. Noi nu suntem credibili. Singura noastră scăpare este ca Dumnezeu nu să ne pună condiții, să ne dea lești, și Dumnezeu, pe lângă cuvântul pe care ne-l dă, să lucreze cu putere în noi. Așa că El n-are nevoie să aibă încredere în noi. Ideea de parteneria cu Dumnezeu este absolut grotească. Dumnezeu nu are nevoie să se încreadă în noi. Dumnezeu lucrează în noi, prin noi, cu noi. Dumnezeu ne folosește. Nu există niciun parteneriat. Dacă folosești cuvântul, ar trebui să-l explici foarte, foarte, foarte bine. El ne dă orice dorință de bunătate. El ne face orice lucrare izvorâtă din credință. El ne dă și voința, El ne dă și înfăptuirea. El ne dă credința, El ne dă pocăința. El ne dă absolut totul. Ce parteneriat e aici? Ce parteneriat e aici? Dumnezeu este acela care a început o bună lucrare în noi și o va duce la bun sfârșit. Despărțiți de El nu putem să facem nimic. Nici măcar să voim, nici măcar să doim, nici măcar să acceptăm, nici măcar să facem cel mai mic lucru înaintea lui Dumnezeu. Absolut nimic nu putem să facem bun fără El. Despărțiți de El nu putem să facem nimic. Absolut nimic. Este absurd, nenecesar, inutil, jignitor la adresa lui Dumnezeu să spui că Dumnezeu se află într-un parteneriat cu omul, își freacă mâinile și așteaptă să vadă dacă suntem credibili și dacă poate să aibă încredere în noi. Favorul lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu nu ne sunt date pentru că Dumnezeu are încredere în noi, cum spune fratele. Nu de asta ne sunt date. Asta te duce la Evanghelia Galatenilor. Au început prin credință, da, suntem mântuiți prin credință, dar după aceea, că fratele Ianovi spune, eu mă refer la oameni credincioși, dar după aceea mergi pe fapte, faci anumite lucruri ca să câștigi încrederea lui Dumnezeu, favorul lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu. Asta este o Evanghelia faptelor. Am început prin credință și acum ne mutați pe o Evanghelia faptelor. Cum pot să am încredere, cum vă pot recomanda ca evanghelist? Nu că ați avea nevoie de lucrul ăsta, dar cum aș putea să nu mă înfricoșez, să mă înspăimânt de faptul că oamenii care stau și vă ascultă primesc duminică de duminică o Evanghelie a faptelor. Că după ce au început prin credință, ei continuă prin fapte. Că favorul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu le este dată prin faptele lor. Este dezastruos. Este o tragedie. Este o tragedie lucrul ăsta. Singurul motiv pentru care sunt în harul lui Dumnezeu și în mila lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Asta este singurul motiv. Nu există niciun alt motiv. Fratele ne dă câteva exemple în articolul lui Parteneriatul cu Dumnezeu pentru a spune că Dumnezeu are încredere în oameni. Fapte 13:22 spune, am găsit pe David, fiul lui Iese. Fratele spune, afirmația, va împlini toate voile mele, este un argument ce susține faptul că Dumnezeu a privit spre David cu încredere. Acum, nu fiecare text din Sfânta Scriptură ne arată toată lucrarea pe care Dumnezeu o face în noi, dar noi știm că Dumnezeu face totul de la început și până la sfârșit, că El ne dă și voința și înfăptuirea și dorința și credința, absolut toate lucrurile, deci este irelevant. Este inacceptabil să vorbești despre faptul că Dumnezeu s-a uitat în David și spune, uite un om în care pot avea încredere. Nu, tot ce avea David era de la Dumnezeu. Dacă noul legământ, lucrul ăsta e valabil, cu atât mai mult în vremea respectivă. În niciun fel eu nu văd în textul ăsta unde spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a avut încredere în David. Textul nu spune așa ceva. Implicația este forțată. Apoi se dă exemplu cu Iov. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Fratele spune, până și ideea pariului în sine reflectă o încredere pe care Dumnezeu o exprimă față de robul său. Nu, reflectă faptul că Dumnezeu știa ce a lucrat în Iov. Știa ce lucrare a făcut în Iov și Dumnezeu de asta a putut să facă pariul ăla. Nu că Dumnezeu avea încredere în caracterul lui Iov. Nu, știa ce el a făcut în Iov. Și apoi ultimul exemplu, Geneza 18:19, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor săi și casei lui după el să țină calea Domnului. Fratele spune, Dumnezeu afirmă în baza cunoașterii caracterului lui Avram, știa că va porunci urmașilor lui să țină calea Domnului. Textul nu spune că Dumnezeu a spus asta în baza caracterului lui Avram. Textul nu spune asta. Da? Textul, ceea ce reprezintă iarăși o afirmație a încrederii. Nu reprezintă o afirmație a încrederii. Reprezintă o afirmație a preștiinței lui Dumnezeu. Deci sunt două lucruri pentru care Dumnezeu observă anumiți oameni. Două motive. În primul rând pentru că Dumnezeu știe toate lucrurile, deci nu că Dumnezeu se încrede în om, ci că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și asta spune textul, că eu îl cunosc. Și în al doilea rând pentru că Dumnezeu știe ce a făcut în noi și pe baza ceea ce a făcut El în noi, El ne poate recomanda sau ne poate observa. Și apoi trebuie să înțelegeți că Dumnezeu vorbește oamenilor aici, vorbește cu optică omenească, vorbește pentru a recomanda pe oamenii aceștia în fața oamenilor ca modele. Ăștia sunt oamenii în care am lucrat eu. Uitați ce operă spirituală de artă am făcut. Despre asta se vorbește textul. Nu vorbește textul despre încrederea lui Dumnezeu în oameni. Îmi pare rău pentru că fratele Ianovici a găsit de cuviință să forțeze până la capăt ideea asta, în loc să retracteze și să spună, domnule, nu m-am exprimat corect, poate nu am cântărit bine lucrurile atunci în predică,
el a continuat să meargă până la capăt cu lucrul acesta. Haideți să avem discernământ, să judecăm și să afirmăm doar ceea ce afirmă Sfânta Scriptură. Frate Ianovici, mi-aș dori pentru dumneavoastră, chiar dacă ascultați mesajul unui frate mult mai tânăr decât dumneavoastră, care n-a evanghelizat cât dumneavoastră, care n-a transpirat în ogorul Evangheliei cât dumneavoastră, mi-aș dori să ascultați cu atenție cuvintele acestea și Dumnezeu să vă dea acea smerenie care să fie potrivită cu vârsta dumneavoastră, încât să vă retrageți, să retractați afirmațiile respective care sunt contra Sfintei Scripturi și să aveți binecuvântare în lucrare.